Marcu 6, versetul 1. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau, de unde are El aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui? Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda, al lui Simon? Și nu sunt surorile Lui aici între noi? Și găseau o pricină de potignire în El. Dar Iisus te-a zis, un proroc nu este disprețuit decât în patria Lui, între rudele Lui și în casa Lui. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Doamne, vorbește-ne Tu. Amin. Mulțumim că suntem în prezența Ta și a cuvântului Tău. Tălmăcește-ne cuvântul acesta. Amin. Sfințește-ne prin cuvântul acesta. Crește-ne prin cuvântul acesta. Doamne, cuvântul Tău este viu și lucrător. Cuvântul Tău este plin de putere. Ajută-ne să-L credem. Ajută-ne să-L primim în inima noastră. Și ajută-ne, Doamne, să ne bucurăm de El. Mulțumim că ești Dumnezeu în inima noastră. Și, Doamne, îți dăm voie, îți dăm permisiunea să ne controlezi, să ne conduci. Vrem din toată inima, Doamne, Tu să stăpânești în viața noastră. Te rog să vorbești tuturor celor ce suntem aici. Dă mântuire copiilor, pocăiților. Dă mântuire în casele noastre, soților, soțiilor, părinților, nepoților, rudelor, vecinilor, verișorilor. Doamne, dă viață din belșug. Spre slava numelui Tău. Aleluia. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Dacă vreți. În studiul nostru de joia seara, fie că este vară, fie că este iarnă, fie că este caniculă, fie că este îngheț. În studiul nostru de joia seara, am ajuns în această după-amiază, în această seară, la un subiect foarte important. Studiul nostru de joia seara, atunci când eu sunt aici, nu e fratele Cătălin, el are un alt studiu, el e cu bucurie. Doamne, dă-mi-o! Doamne, ține-ne în bucurie! Însă, până când ajungem la bucuria de joia viitoare, ca să învățăm alte câteva lucruri importante, aș vrea să rămânem în studiul nostru adevărul incomode. În această seară, la un mesaj pe care l-am intitulat Mirări. Uimiri. Mirări. În pasajul acesta superb pe care l-am citit, acest text paradoxal, în versetul 2 și în versetul 6, apar două cuvinte identice. Mirare. Uimire. Și zice cuvântul așa, când a venit ziua sabatului, Iisus a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau. Și pomă versetul 6 spune că Iisus se mira. Poporul se mira de Iisus. Și în versetul 6, Biblia spune că Domnul Iisus se mira de poporul. Ceea ce diavolul în mod constant vrea să distrugă în viața noastră, este credința. Ceea ce vrăjmașul cu consecvență, cu credincioșie, cu încăpățânare, vrea să dilueze în viața noastră, este credința. Pentru că diavolul a învățat o chestiune importantă pe care noi, unii tindem să o uităm. Credința, Dumnezeu socotește că credința este cea mai importantă în viața noastră. Când pocăința nu funcționează în viața cuiva, devine credința.
Când biserica nu funcționează bine, de vină este credința. Când rugăciunea, când viața de rugăciune nu funcționează bine, de vină e credința. Când cititul Bibliei nu funcționează bine, de vină este credința sau necredința. Vrăjmașul a învățat o chestiune foarte importantă, pentru că știți că diavolul cunoaște Biblia. O cunoaște chiar mai bine decât noi. Știe, bada, știe, o știe pe de rost. Pentru că pe Domnul Iisus Hristos, diavolul, a încercat să-l șmecherească și i-a citat pasaje din Biblie. Este scris. Și vrășmașul cunoaște Biblia. Dar un lucru pe care el l-a învățat, dar și noi l-am învățat, este acesta. Că Dumnezeu se descoperă doar prin credință. Când o familie nu funcționează bine, de vină e credința. Dacă îl vei ști pe Pavel în Tesaloniceni, veți vedea că o întrebare foarte importantă pe care Pavel o pune când se întoarce cineva din Tesalonic și cere informații despre el, se întoarce, mi se pare, Tit, se întoarce din Tesalonic și cere informații despre biserica aia de acolo, din Tesalonic, nu-i întreabă, dau zeciuială, vin la biserică, citesc Biblia, cântă cu flaură, cântă cu chitară, cântă cu contrabas. Și ce-i întreabă, ce-i întreabă, de ce era interesant Pavel? Deci cum le este credința? Cum le e credința? Cum le e credința? Nu întreabă, au capelă, au casă mare, ci pe Pavel îl interesează despre credința creștinilor. Cum le este credința? Cum le este credința? Acum, repet încă o dată, ceea ce diavolul încearcă să distrugă în viața noastră este tocmai credința. Să știți că vrăjmașul nu vrea să ne anuleze credința. Vrăjmașul vrea doar să dilueze credința. Să mai spun încă o șmecherie demonică. Diavolul nu vrea să desfințeze pocăința. Vrea doar să o dilueze. Adică să fii pocăit din ăla așa de... fără nicio valoare. Vrăjmașul nu vrea să desfințeze creștinismul, că are și creștinismul părțile lui bune. Ceea ce vrăjmașul încearcă și lumea modernă, diavolul prin lumea modernă încearcă, este doar să-l dilueze. Să vă spun câteva chestiuni, sau chestiune care am citit-o ieri pe internet. Sunt abonat la o revistă creștină foarte importantă, Semnele Timpului, și, sau așa poate se numește, și este din asta virtuală, bine, este și clasică, este și pe internet. Și ceea ce îmi spun oamenii ăia acolo mă înfioară. În fiecare zi, în lume, creștinii sunt martirizați. În fiecare zi, în lume, sunt creștini martirizați. Doar pentru faptul că sunt creștini și vestesc Evanghelia. Secolul 20, că despre asta știm cel mai bine, a fost secolul cel mai sângeros pentru creștinism. Se pare că 21 este și mai sângeros, pentru că tot mai mulți martiri avem. Dar vrăjmașul nu vrea să distrugă creștinismul. Vrea doar să-l dilueze. Exact așa este și cu credința. Vrăjmașului tare îi convine să ai credință, dar diluată. Care e ca apa sfințită. Știți cum e apa sfințită? Nici nu e bună, nici nu strică. Știi? Cam așa e apa sfințită. Exact tipul acesta de credință vrea diavolul să-l avem. Însă, în textul acesta pe care l-am citit, Biblia spune și ne vorbește despre două uimiri, despre două mirări. Cu un an de zile înainte, oamenii din Capernaum au vrut să ucidă pe Domnul Iisus. Asta mi se spune în Luca, la capitolul 4, versetul 29. Au luat pietre și au vrut să-L omoare tocmai în Capernaum, orășelul unde Domnul Iisus Hristos a crescut. El s-a născut în Betleem, dar a crescut în Capernaum. Și au vrut să-L omoare. Vreun an de zile înainte. Ei, după un an de zile, Domnul Iisus Hristos se întoarce din nou în Capernaum. Și se întoarce să le facă bine.
Pentru că oriunde Domnul Iisus Hristos se duce, El vrea să facă bine oamenilor. Amin. Amin. Și apropo, Domnul Iisus Hristos este viu. Și El este în locul acesta și El este și prin Timișoara, slăvit să fie numele. Amin. Și Domnul Iisus a venit să strice lucrările diavolului. Glorie Domnului nostru. Însă, cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5 ne zice așa. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Când săptămâna aceasta am studiat și m-am pregătit pentru mesajul din această seară, atunci când am ajuns la versetul 5, mi s-au aprins niște beculețe. Cred că și dumneavoastră din când în când vi s-a prins beculețe. Când vă vedeți ceva, când vă vine vreun gând, vreo idee, sau vi se întâmplă ceva special. Cuvântul spune, n-a putut să facă nicio minune acolo, în Nazaret era, în Nazaret, n-a putut să facă nicio minune și doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Care este diferența dintre minuni, și ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos acolo în Nazaret? Care este diferența dintre minuni și miracolele care le-a făcut Domnul Iisus Hristos acolo în Nazaret? Deci, n-a putut să facă nicio minune, ci totuși a făcut ceva. Auziți, așa, ca și când a fost așa o bagatelă ce a făcut. Zice, n-a putut să facă nicio minune acolo, ci, auziți, așa de interesant mi se par cuvintele astea pe care le folosește Marcu. Zice, și doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și a vindecat și gata. Adică, știi, ca și când dacă vindești pe cineva, nu-i mare lucru. Asta este ceea ce încearcă, cred eu, să ne spună Marcu aici. Însă, care este diferența, fraților, între minune, între miracole și vindecările astea care le-a făcut Domnul Iisus Hristos acolo? Se pare că există. M-am dus la Biblia în limba engleză, apropo de Los Angeles, m-am dus la limba engleză și acolo în limba engleză, mă rog, sunt mai multe versiuni în limba engleză, chiar și în limba română, am început să fie tot mai multe versiuni. Și am vrut să văd ce spune o altă versiune. Știți cum traduc există o altă versiune în limba română și în limba engleză, sunt identice? Spune acolo Scriptura așa, că Iisus n-a putut să facă fapte puternice. Așa este tradus miracolul. N-a putut să facă fapte puternice. Minuni. N-a putut să facă minuni, adică egal, fapte puternice. Este o altă traducere. Ei, care este da vindecările alea au fost fapte puternice. Și totuși se pare că există o diferență între minuni și vindecările acelea pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos în Nazaret. Hai să vă spun acum din punctul meu de vedere, după cum înțeleg eu pe Domnul Iisus și după călăuzirea și descoperirea pe care o am de la Duhul Domnului Iisus și după cum înțeleg eu Evangheliile și Epistolele și Noul Testament, minunile la care cred eu că se referă aici Evanghelistul Marcu sunt diferite de vindecările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în Nazaret. Vedeți, vindecările astea pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut în Nazaret, în mijlocul unei sinagogi care nu prea credea în El, ci îl disprețuiau, pentru că era profetul în patria lui, diferența este că lucrările astea pe care Domnul Iisus, vindecările astea pe care Iisus Hristos le-a făcut în Nazaret, le-a făcut din milă. Fără ca cineva neapărat să creadă în El. Minunile însă, Domnul Iisus Hristos le face numai atunci când oamenii cred în El. Să știți că asta este, bineînțeles, o interpretare sau este parte a explicației. Să știți că Domnul, în general, face minuni, miracole, să folosim cuvântul textual, Domnul face minuni doar acolo unde găsește credință. Amin. Minunată. Amin. Pe
Pentru mine minuni, și se pare că există o mare diferență între minuni, între fapte puternice și vindecările care Domnul Iisus Hristos le-a făcut aici în Nazaret, pentru mine minuni înseamnă să-L cunoști foarte bine pe Iisus. Și minuni mai înseamnă încă ceva. Și minune, din punctul meu de vedere, înseamnă ceea ce ne-a citit fratele Cătălin la momentele de rugăciune. Minune înseamnă mult mai mult decât vindecare. Minune înseamnă mult mai mult decât puterea de a exorciza. Minune înseamnă mult mai mult decât a-ți pune mâinile peste bolnav și a-i vindeca. Din punctul meu de vedere, minune înseamnă să ai numele scris în cartea vieții. Minune înseamnă ca numele tău să fie scris în cer. Amin. Cred eu că asta este o diferență între minuni și vindecările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut aici, în Nazaret. Acum, fiți atenți. În versetul 2 din Marcu 6, Biblia zice așa. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe pe norod în sinagogă. Mulți, când îl auzeau și auziți, se mirau și ziceau, de unde are Iisus aceste lucruri? Știți, Iisus era un nume foarte comun, ca Ioan la noi, la evrei. De unde are Iisus aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Ei știau că Iisus Hristos face minuni. Și se tot întrebau și se tot minunau și se tot mirau ăștia din Nazaret cu care Domnul Iisus Hristos a copilărit și a crescut și era profetul și prorocul în partea lui. Ăștia în capitolul 6, versetul 2 se tot mirau de Iisus. De unde știe? Cum știe El atâtea? Cum poate El să facă atâtea? În versetul 2, nazarinenii ăștia se mirau de Iisus, dar în versetul 6, Iisus se miră de ei. În versetul 2, nazarinenii se mirau de Iisus Hristos că știe atâtea. Că poate să facă atâtea. Ei au văzut că Iisus Hristos făcea minuni. Însă nu aveau parte de minuni. Și o să învățăm imediat, de fapt, ce vreau să vă predic și ce ar trebui să învățăm noi în această seară. Pentru că sunt pastor de câțiva ani bunicei și sunt pastor în România de câțiva ani bunicei și am lăsit puțin și din țară imediat după Revoluție și m-am întors, cred eu, trimis tot de Dumnezeu. Și pentru că am trăit în biserică aproape toți anișorii ăștia pe care i-am acum. Am înțeles și am văzut și m-am confruntat și mă confrunt cu o chestiune foarte, foarte ciudată, tocmai în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Nazarinenii se mirau de inteligența lui Iisus. Dar Iisus Hristos se mira de necredința lor. Știți ce mă miră pe mine astăzi? Să văd pocăiți fără credință. Atât de mult mă miră să văd biserici fără credință. Acum, nu vorbesc de credință de mântuire. Pentru mântuire, că aici toți credem. Toți credem. Și problema asta o au baptiștii. Acum vreau să vă spun că eu sunt și baptist. Dar nu sunt numai baptist. Sunt și baptist. Vreau să vă spun la modul foarte clar că sunt și penticostal, dar sunt și baptist, dar mai sunt ceva, sunt și ortodox. Doamne ajută-mă! Doar ortodox înseamnă drept credincios. Penticostal înseamnă botezat cu Duhul Sfânt și baptist înseamnă botezat în apă. Amin. Și dacă vreți, sunt și adventist, că am început să-L aștept pe Domnul Iisus să vină a doua oară. Adventist asta înseamnă de la venirea Domnului Iisus a doua oară. Și eu cred că un creștin trebuie să fie și penticostal. Un creștin adevărat. Dacă nu-i și penticostal, o încurcat. Dacă nu-i și baptist, o încurcat. Și dacă nu-i și adventist, o încurcat. Și dacă nu-i și ortodox, nu-i creștin. Noi suntem și penticostali, suntem și baptiști, suntem și ortodoxi, suntem și
adventiști. Amin. Și dacă vrei să, dacă vrei să suntem și creștini conform Evangheliei, sau după Evanghelie, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și vă mai spun încă ceva, dacă nu suntem și carismatici, iarăși am încurcat. Carismata înseamnă, uite, aici, mă susține. Carismata vine de la darurile Duhului Sfânt. Eu cred că un creștin adevărat este și carismatic, în sensul adevărat al cuvântului. Pentru că asta încercăm să învățăm ce este un creștin autentic. Ăștia din Nazaret, însă, erau în casa de rugăciune, erau sinagogă. Ăștia din Nazaret îl aveau pe Iisus Hristos în fața lor. Ăștia din Nazaret îl vedeau pe Iisus Hristos făcând minuni, orice ar însemna minune. Cu toate acestea, nu au avut parte de minune. Și Domnul Iisus doar și-a pus mâinile peste niște bolnavi, au vindecat și a plecat. Însă există aici un verset, versetul 5, care este șocant. Pentru mine este șocant. Zice versetul 5, n-a putut să facă nici o minune acolo. Și am înțeles că necredința realmente îl limitează pe Iisus Hristos. Iar credința îl desleagă pe Iisus Hristos. Când Domnul Iisus găsește un om care are credință fermă în El, când Domnul Iisus găsește o biserică care hotărăște să creadă ferm în El, El începe acolo să facă minuni. Amin. Mai face câte o vindecare, mai face câte o rugăciune, mai ascultă câte o rugăciune, mai dă câte un cuvânt, știi, de înștiințare, dar nu face minuni. Iisus Hristos face minuni numai în teritoriul minunilor. Numai acolo unde găsește pământ cultivat, pregătit să primească minuni. Amin. Exemplu. Ori de câte ori vii în casa lui Dumnezeu, doar ăsta este un simplu exemplu, un banal exemplu, dacă vreți. Ori de câte ori venim aici la stânga, Domnule, crede că Domnul va face o minune în dreptul tău. Așa se vine la casa lui Dumnezeu. Amin? Amin. Alo, amin. Amin. Așa se vine, noi poți spune, așa se vine la casa Domnului. Doamne, mulțumesc că faci o minune astăzi pentru mine. Doamne, mulțumesc că îmi spui ceva minunat. Doamne, eu mă duc în casa ta cu duh de credință. Că ăștia toți s-au dus cu duh de necredință acolo în sinagogă, fraierele ea. Îl aveau pe Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților în mijlocul lor și îl disprețuiau. Și spuneau, de unde are ăsta? Știm că face minuni, dar de unde? Ei se tot mirau și se întrebau de sursa puterii lui. Pentru că nu se așteptau să fie Dumnezeu. Și pentru că nu se așteptau să fie Dumnezeu, nici mă așteptau minuni. Știi? Noi ne așteptăm la minuni doar de la Dumnezeu. Amin. Și când venim în prezența lui Dumnezeu, amin? Amin. Zice Biblia în versetul 5 și Marcu 6, zice, n-a putut să facă nicio minune. Este atât de dramatic versetul acesta. În alte părți, Domnul a putut să facă multe minuni, aici n-a putut să facă nicio minune, că l-au legat ăia de mâini cu niște frânghii invizibile, care se numesc frânghiile necredinței. Să spun ceea ce mi se pare că este atât de aiurit și aiuristic. Există școli în România aceasta, la Arad, care educă pe oameni, școală baptistă, care educă pe bărbații care trec prin școala aia, sper să dea Domnul să fie tot mai puțin, tot mai puțin. Care îi educă pe oameni să nu creadă în minuni. Să nu creadă în... Și ca să fiu mai clar, să fiu specific, să nu vă duc în rătăcire, să nu creadă în toate darurile Duhului Sfânt. Adică să nu mai creadă în tot ceea ce Duhul Sfânt are pentru noi. Este atât de dramatic lucrul acesta și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Îi educă pe oameni cum să nu creadă, în loc să educe pe oameni cum să creadă. Amin. În minuni. Doamne, ajută-ne să credem că Tu ești un Dumnezeu al minunilor. Amin. Vedeți? Eu nu cred într-un Iisus Hristos care nu face minuni. Eu cred într-un Iisus Hristos care face minuni. Știți? Ăștia credeau în Iisus.
într-un anume fel. Dar credeam într-un Iisus care nu poate să facă minuni. Și se uitau la Iisus Hristos și au zis, mă, face minuni, dar totuși noi nu credem că face minuni. Era ceva paradoxal în mintea, lor. Era o bulibășală, era o ceață în mintea lor care era atât de setată pe necredință. Să vă spun o chestiune ciudată. Puterea necredinței este foarte mare. Puterea necredinței este foarte mare. De ce? Îl leagă pe Iisus Hristos. Iisus Hristos este atotputernic. Însă când hotărăști să nu crezi în Iisus, și te setezi pe o credință cu semnul minus. E credință, dar cu semnul minus. Îl legi pe Iisus. Și Iisus nu mai poate. Zice, n-a putut să facă nici o minune. Însă la stânga Domnul are libertate să facă minune. Amin. Pentru că noi credem într-un Dumnezeu al miracolelor, slăvit să fie numele. Amin. Și minune, în primul rând, înseamnă naștere din nou. Amin. Amin. Minune înseamnă transformare. În primul și în primul rând, slăvit să fie numele. Minune înseamnă că numele meu este scris în cartea cerului, în cartea vieții, gloria lui Dumnezeu. Dar minune înseamnă multe altele. Acum, în final, cei din Nazaret au zis, nu este El Fiul Mariei? Am făcut niște cercetări prin niște comentarii pe care le am și am citit o chestiune foarte interesantă a unui comentator care a zis așa, a-L numi pe Iisus Fiul Mariei era o insultă. Pentru că pe vremea aceea îl identificai pe un om după numele tatălui, nu al mamei. Însă ei se uitau la Iisus și îl disprețuiau și spune, nu este ăsta Fiul Mariei. N-au spus, nu este ăsta Fiul lui Iosif. Ei au zis, nu este ăsta Fiul Mariei, știi? Adică e ceva second hand. Cu scopul tocmai de a-L disprețui pe Domnul nostru Iisus Hristos. Însă, în ciuda faptului că l-au disprețuit pe Domnul Iisus Hristos acolo în Nazaret, Domnul tot și-a arătat puterea. Slavă lui Iisus Hristos. Cei din Nazaret nu-L puteau explica pe Iisus. Și din cauza aceasta s-au scandalizat. Cei din Nazaret, pentru că nu-L puteau explica pe Domnul Iisus Hristos, s-au scandalizat și din cauza aceasta L-au renegat. Știi? Zice, nu este ăsta Fiul Mariei. Și nu este, Doamne, de unde are? Și nu-L puteau explica. Și pentru că nu-L puteau explica pe Iisus Hristos, s-au scandalizat și în final l-au renegat. Și Biblia zice că asta este puterea necredinței. Spune, Iisus n-a putut să facă nicio minune acolo. Pentru că l-au legat de ea cu necredință. Fraților, trăim într-o vreme când avem nevoie să vedem din nou minunile Domnului Iisus. Pentru că El este singurul care face minunea adevărată. Și noi aici la stânga credem în acest Iisus Hristos care este același ieri, azi și în veci de veci, slăvit să fie numele. Și nici nu trebuie să ne ducem nici în stânga, nici în dreapta, pentru că noi credem într-un Iisus Hristos care face cele mai mari minuni, El a făcut minuni, face minuni și va face minuni, și noi ne centrăm pe puterea Domnului Iisus, pe crucea Lui, pe jertfa Lui, pe Duhul Lui și pe puterea Lui slăvit să fie Domnul. Acesta este Hristosul în care noi credem aici la stânga. Pentru că acesta este Hristosul Bibliei slăvit să fie numele. Încă ceva. Textul acesta este o avertizare. Este o avertizare pentru toți oamenii religioși dintr-o biserică. Ăștia erau în sinagogă și erau tare religioși. Și nu erau oameni mai religioși ca evrei. Poate că mai sunt unii musulmani. Dar așa erau religioși, fraților. Așa erau fundamentaliști. Fundamentaliști și speculoși. Extremiști. Răi. Fundamentaliști, dar răi. Textul acesta este o avertizare pentru toți oamenii religioși din biserici și din sinagogi. Fiul lui Dumnezeu era în mijlocul lor. Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, era în mijlocul lor. Era în fața lor, dar ei au văzut în El doar un tâmplar pe Fiul Mariei. Și l-au desprețuit. Se mirau.
Erau uimiți de învățătura lui, dar nu puteau crede că el este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Știți, episodul ăsta din Nazaret e un avertisment pentru oameni religioși cu privire la puterea necredinței, știi? Și ce vreau să vă spun de fapt? Că e posibil să fii foarte religios, dar să nu mai crezi în Iisus că face minuni. E posibil să te rogi lui Iisus. E posibil să te rogi lui Dumnezeu, dar să nu mai crezi că El are putere să facă minuni. Vreau să vă pun o întrebare foarte serioasă. Mai avem nevoie de minuni de la Dumnezeu. Amin. M-am spus că săptămâna trecută m-am întâlnit cu un pastor care mi este un pic de rudă. Și tare m-am enervat. Că încerca el pe mine să mă educe. El încerca pe mine să mă reeduce. Că nu mai ai nevoie de mine. Și m-am uitat la el și era mai zărea la bătaie. Nu mai eram prea mulți acolo. Bine, nu m-aș fi luat eu la bătaie, că nu sunt chiar așa de arțăgos cu un par de aici. Și încerca să mă convingă că nu mai nevoie. Fiusul era lângă mine și ținea cu mine. Și el încerca să mă convingă că au trecut vremurile, nu mai e nevoie, avem Biblia, nu mai am nevoie de minuni. Și am spus, bă, avem Biblia, dar avem nevoie de minuni. Și zic, lasă-mă în pace cu învățăturile tale. Du-te, dă-le la cine vrei, dar nu mie. Le resping învățăturile astea. N-am nevoie de ele. Să vă spun în încheiere, necredința poate intra în inima noastră prin două feluri. Puterea asta necredinței, necredința, și puterea ei poate intra în inima noastră prin două feluri, sau poate trei chiar. Prin frică, când este frică, când te îngrijorezi, aia este puterea necredinței, când ți-e frică, de mâini, de dușman, de diavol, de Golia, de nevastă, știi, când ți-e frică. Aia înseamnă că este puterea necredinței, știi? Puterea necredinței. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Aia înseamnă că nu mai crezi decât crezi în frică sau în Goliat. Deci, prin frica aduce necredința în viața ta. Pe urmă, necredința, știți cum mai poate veni în inima noastră? Când ne suprafamiliarizăm cu Domnul Iisus. Ăia din Nazaret sufereau de familiarism cu Domnul Iisus. Fiți atenți, vă dau un exemplu. Când ești prea familiar cu un om, începi să nu mai respecti. Asta este tendința. Asta este tendința. Bine, când ești prea familiar cu un om, nu mai consideri atât de valoros. Ăia au copilărit cu Domnul Iisus. S-au jucat prin nisip pe stradă, prin praf, probabil. Și spune, nu este fiul Mariei. Ăsta e fiul Mariei, las că știm. Ăsta s-a jucat cu noi, Domnul. Ăsta a fost și a mâncat mere și pere cu noi. Dacă îi zau bananul și ce mâncau pe acolo. Și portocale. Și smochinii de asta, ajutați-mă. Smochinii. Dacă este mango și acolo, da? Doamne ajută, Doamne ajută. Deci ăsta, de unde are el toate astea? A văzut că e deosebit. Dar să fiți atenți, când ne suprafamiliarizăm cu Domnul, începem să disprețuim. Vă dau un exemplu. În general, există în noi o tendință a firii pământești. În familie, vorbesc ca om de familie. Domnule, uneori, pe omul sau pe oamenii care iubești cel mai mult, cu aia te porți parcă cel mai urât. Uneori. Și asta se întâmplă în familie. Cu tata, cu mama, cu fratele, cu sora. De fapt, soțul, soția, de fapt, pe el îl iubești cel mai mult. Dar
cu el te porți parcă cel mai urât și îl disprețuiești. Asta este tendința firii, tendința diabolică a firii. De aia noi nu ne putem permite să lăsăm firea să conducă. Noi trebuie să lăsăm pe Duhul să conducă. Amin. Fiți atenți. Necredința vine și din cauza aia Dumnezeu nu mai poate face minuni. Mai face câte, știi, așa, câte o licărire de ceva face Dumnezeu, ceva pe acolo, dar nu mai face minuni. Ori noi, ca să fim vindecați, avem nevoie de minuni. Fiate, necredința poate veni în inima ta prin frică sau prin îngrijorare. Și aia leagă pe Domnul. Necredința numărul 2 poate să vină în inima ta prin dispreț, adică suprafamiliarizare cu Dumnezeu, știi? Și atâta vorbim de Dumnezeu, atâta vorbim de Iisus Hristos, atâta vorbim de Duhul Sfânt, încât începem să și glumim pe seama lor. Când ați auzit bancul din ăsta, știi? Cu Tatăl, Fiul, Duhul, știi? Cu ce? Ăsta se le respingeți, fraților. Nu acceptați asemenea glume. Nici glume despre iad, nici glume despre cer, nici glume despre Dumnezeu. Să nu luăm în deșert numele Domnului. Amin. Însă asta înseamnă dispreț, știi? Atâta ne-am familiarizat încât spunem și banicul, știi? Atâta predici am auzit, atâta se vorbește încât tindem să luăm în deșert numele Domnului și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Asta este al doilea mod prin care vine necredința. Și asta a fost păcatul celor din Nazaret. Suprafamiliarizare, știi? Ne tragem de brăcinar pe Domnul. El este Mântuitorul nostru. El este fratele nostru mai mare. Dar fraților, este și Dumnezeul nostru. Amin. Slăviți să fie numele. Dar auziți, să vă spun acum în încheiere, încă 3 minute, nu 5, 3, să vă spun în încheiere, al treilea mod prin care vine necredința, și ăsta este cel mai periculos. Necredința prin teologie. Ăsta este cel mai periculos lucru. Pentru că de asta scap cel mai greu. Necredința teologică e probabil cea mai grea de biruit. Am spus în urmă cu câteva clipe că există școli care îi educă pe credincioși. Să nu mai creadă în aia, hai că nu o fi aia, hai că nu aia. Eu înțeleg cam ce vor ei să spună, dar totuși nu sunt de acord cu ce spun. Am spunea fratele Liviu Neagoie că a fost la părinți, la Bucea lor, acolo, la sat, și o biserică mică, prăpădită, Doamne iartă-mă. Că nu e biserica ta mică, prăpădită, dar, mă rog, Doamne iartă-mă, știi, am greșit aici. Însă, zice, păi, zice, păstorul nostru, de a zis cineva, păstorul nostru mi-a spus, venea de pe la orale, păstorul crescut într-o școală de acolo, păstorul nostru mi-a spus că minunea a fost doar în secolul I. Așa. Și a setat să nu mai crede minunea. Eu nu trec acum la să desfăr o că nu mă interesează. Însă este un alt caz care se petrece. Și te miri că oamenii sunt toți bolnavi, sunt toți cu prăpătiți, sunt toți necășiți, sunt toți morcoviți, că îi doare capul, că îi doare mintea, că îi doare psihiul, că îi doare spiritul, că îi doare... că totul îi doare. Pentru că au fost educați să nu mai creadă în așa ceva. Să creadă în medici, da? Să creadă în spitale, da? Care n-au medicamente. Să creadă în medicamente, că nu mai sunt nici pe rețetă. În ălea cred, dar nu mai cred pentru un Hristos care face minuni și astăzi. Amin. Necredința care vine prin teologie este cea mai grea de iubit. Ori noi aici la stânga, fraților, credem toată Scriptura. Amin. Pentru că Dumnezeu a inspirat toată Scriptura. Amin. Și credem că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și actual și valabil și în secolul I, și în secolul II, și în secolul III, și în secolul V, și în secolul XX, și în secolul XXI. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii din locul copilăriei lui Iisus au fost uimiți de învățătura sa. Dar s-au educat să nu creadă. L-au disprețuit. Noi astăzi suntem educați uneori prin cărți, prin anvoane, prin predici, prin psihologii și rațiuni. Să nu mai credem într-un Hristos care face minuni. Și doar într-un Hristos care mai face așa câte o bezea din
Ne aruncă câte o bezea din asta divină și cu asta ne-a liniștit. Ori, Hristosul Bibliei, fraților, vrea să facă minuni. Amin. Și asta înseamnă vieți transformate. Asta înseamnă pocăiți adevărați. Asta înseamnă vieți sfințite. Vieți pline de dragoste. Astea sunt cele mai mari minuni. Și categoric, Domnul vrea să te binecuvinteze și financiar și vrea să să-ți vindece și boala, pentru că asta vine la pachet. Când Domnul dă mântuirea, și asta este cel mai mare miracol, în pachetul mântuirii este inclusiv vindecare, este protecție, este preocuparea lui Dumnezeu pentru tine și este totul pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care îți umple paharul să fie plin, să dea peste el, să vii să fie.